În perioada 14-19 iulie 2020 se vor efectua noi tratamente de combatere a căpușelor și a țânțarilor, larve și adulți, atât avio cât și terestru, pe raza municipiului Călăraș în zone verzi, mlăștinoase, inundate, lucii de apă, locuri de joacă și parcuri. Tratamentele avio se vor efectua în intervalul orar 6-11, iar cel terestru în intervalul orar 22-6 dimineața, în funcție de condițiile meteorologice fiind posibilă prelungirea perioadei. Substanțele active ale produselor utilizate sunt omologate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și a securității populației.